Bună dimineața! Sunt Alex, bine ați venit din nou la Judith Bistro. Azi o să pregătim ceva super fain așa de toamnă. Da? Dacă v-ați uitat prin magazine, prin piețe, este plin de dovleac, dovleac cu plăcintar. Da? O să facem, o să-l folosim un pic altfel, adică nu facem nici plăcintar, nu-l punem nici la cuptor și îl prăjim, ci o să facem o supă cremă de dovleac. E foarte sănătoasă, e plină de vitamine. Încercați să profitați totdeauna de fructele sau legumele sezonului și folosiți-le cu încredere. Operațiunea e simplă, trebuie să curățăm de coajă, de sămânță, bine, și după aia trebuie să le tăiem cuburi. Deci noi acum, să zic așa, am pregătit un pic ca să nu pierdem timpul cu curățatul, ca asta mă gândesc că știți să faceți acasă. O să avem nevoie de o ceapă, un pic de usturoi, aici am câteva rămurele de cimbru, piper, sare, un pic de bacon și câteva nuci, deci nucile sunt de sezon, se găsesc acum proaspete, un pic de frișcă lichidă și, bineînțeles, un pic de ulei. Câte porții facem, tăiem așa bucăți mari niște ceapă și adăugăm aici în sartieră. Îl călim un pic, atenție, nu-l prăjim, da? Luăm usturoiul, zdrobim doar așa un pic cu cuțitul, îl tăiem bucăți mari, oricum o să facem supă cremă, deci nu avem nevoie de prea multe operații. Le adăugăm aici legumele călite, un pic, scot în evidență aromele, da? Câteva minute, luăm dovlecelul și îl adăugăm aici la tigaie. Dacă vedeți că e focul prea intens sau se prăjește, putem să punem chiar un pic de apă. Cum am zis, fierbem, călim, un pic de sare. Dovleacul în sine e un pic mai dulceac, dar trebuie să vă placă gustul ăsta. Am călit un pic și acum turnăm peste apă până când se reacopere și lăsăm să fiarbă până când se va înmuia undeva la jumătate de oră. O să-i punem și un pic de afumătură și prăjim un bacon. Eu, în cazul meu, am luat o felie de slănină care e fain așa cu carne, tăiată subțire, și niște nuci care le zdrobim și o să le prăjim toate într-o tigaie. Tăiem slăninuța, baconul în fâșii subțiri. Luăm nucile, le zdrobim așa un pic, nu trebuie să fie mărunte, dar nici mari. E o combinație foarte plăcută între dulce, afumat, prăjit, fără ulei, fără nimic, pentru că baconul își lasă oricum grăsimea. Noi punem baconul frumos, va prăji, putem să punem deja și nucile peste. Deci dovleacul nostru, baza noastră, este gata. Luăm de pe foc, luăm un blender. Frumos, până când devine cremă, cremă, cremă. Dacă țineți blenderul un pic așa într-o parte, îl și aerați. Crema e făcută, punem înapoi pe foc. Așteptăm să dea un clocot. Și fiind fierbinte, oricum trece foarte repede în clocot, luăm frișca. Adăugăm undeva totdeauna la 400 ml, cam ar trebui să fie o supă, undeva la 40-50 de ml de frișcă lichidă de gătit, smântână de gătit. Dăm o dată în clocot. Am pus frumos în farfurie. Deci am pregătit supă cremă de dovleac, cu un pic de bacon și nuci prăjite, deasupra un pic de ulei de măsline. Operația e simplă. Vă rog să încercați acasă. O zi bună să aveți!